Până de curând, mă rog, ca să iau mai de departe, erau cei trei Vlazi, Vladimir Voronin, Vladimir Filat și Vladimir Plahotniuc. Acum a rămas numai Plahotniuc. Voronin, sigur că mai în politică, da, este o mare scădere de popularitate partidului, a rămas așa un fel de jucător de culise în negocieri, electoratul a cam plecat de acolo. Filat a fost arestat anul trecut în legătură cu jaful secolului, dispariția unui miliard de dolari din trei bănci moldovenești. Sigur că foarte puțină lume crede că arestarea lui Vladimir Filat este debutul unei autentice lupte împotriva corupției în Republica Moldova. Potrivit sondajelor de opinie, peste 60%, 66%, deci două treimi din populație, consideră că este vorba despre o reglare de conturi între oligarhi și o mimare a anticorupției de dragul ochilor europeni care au asigurat... Dispariția a doi oligarhi înseamnă că s-a eliberat o parte din presă? Nu, înseamnă că s-a concentrat puterea în mâinile unui singur oligarh.